Pregătiți-mi frat. Nu să zic și eu că frate, e ultima seară în care ne întâlnim aici de data aceasta. Aici sunt slujbe de făcut, timpul e foarte lung. Fratele Alex a citit un cuvânt din 1 Epistola Apostolului Pavel către Tesaloniceni, în capitolul 5, aproape tot capitolul l-a citit, dar nu chiar tot. De exemplu, versetul 27 spune: în Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Interesant. Că probabil câteodată nu era citită peste tot. Aș vrea ca și cuvântul din această seară să-l rugă la inima tuturor fraților. Cuvântul pe care fratele l-a citit începe cu aceste cuvinte: cât despre vremi și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. De ce aceste cuvinte? Pentru că anterior de aceste cuvinte, în capitolul 4, și la vremea când s-au scris cărțile Bibliei, sau când apostolii au scris epistole, nu erau împărțite pe capitole. Deci epistola lui Pavel era un întreg. El vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos. Cele versete cunoscute, că cel sus Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și altfel vom fi totdeauna cu Domnul. Subiectul acesta, revenirea Domnului Iisus Hristos, este un subiect de actualitate, dar se vorbește foarte puțin din el. Speranța Bisericii este revenirea Domnului Iisus Hristos. Spuneam aseară, dacă ne-am pus nădejdea în Dumnezeu urmă pentru viața aceasta, am fi cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Noi așteptăm, noi nădăjduim că vom găsi o împlinire de plină și o răsplătire de plină atunci când Domnul Iisus Hristos va veni. Și foarte important să știm câte ceva despre aceasta. Cum va veni? Când va veni? E foarte greu de spus. În textul acesta spune: pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Și unii interpolează acest verset și spun: va veni în secret și va răpi pe ai lui. Și după aceea se vor întâmpla toate evenimentele care scrise în cartea Apocalipsei, începând din capitolul 4. Și duc pe oameni în rătăcire cu aceasta. Și dacă se întâmplă să nu fie așa cum spun acești cei mai mulți din predicatorii de astăzi, biserica va fi total nepregătită pentru cei mai rău. Am auzit cu urechile mele oameni spunând: vine Domnul Iisus Hristos în secret, că așa zice că ziua Domnului va veni ca un hoț. Și zice, indiferent unde ești, că ești în Cuba, în vacanță, dacă ești creștin, te ia de acolo. Că ești pe un stadion, că na, te uiți la un meci de fotbal, te ia Domnul de acolo când vine. Că ești știu eu unde, pentru că vine ca un hoț noaptea, vine în secret și zlăbește biserica. Vreau să vă spun cu toată responsabilitatea Domnului Iisus Hristos, într-adevăr că va veni ca un hoț noaptea, adică pe neașteptate. Pe neașteptate. Va veni, dar nu invizibil, nu în secret, să nu știe nimeni că a venit. Numai constată pământenii de pământ că au dispărut câte un pilot dintr-un avion și de aia s-a prăbușit avionul, că au dispărut oamenii din magazine, că au dispărut taximetriștii din mașine și am înțeles că este un film care prezintă haosul care va fi în lume la răpirea bisericii. Nu așa va veni Domnul Iisus Hristos. Nu așa va veni. Atunci când Domnul Hristos se înalță din fața ucenicilor, acelor care stăteau înaintea lui și de la care și-a rămas bun, li se arată doi bărbați îmbrăcați în alb.
care le spune cuvintele acestea: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Cum l-au văzut mergând la cer? L-au văzut înălțându-se și un nor l-a acoperit. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar în epistola, în Evanghelia după Matei, de exemplu, dar în multe locuri în Biblia aceasta scrie cuvintele acestea, în Matei 24, dacă vreți, citim un verset. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile Pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Mi se pare că e în secret aici, că nu știe nimeni, numai dispar niște oameni. Spun unii oameni, zice, aici Domnul Iisus Hristos ne vorbește evreilor. Vreau să vă spun că scrie foarte explicit în capitolul 24, versetul 1 și 2, la ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Domnul le-a spus ceva despre clădirile templului, despre sfârșitul Ierusalimului și ucenicii lui au venit la el la o parte, de o parte, în așa, într-o intimitate, nu în fața gloatei, nu în fața mulțimii. Și au stat cu el de vorbă, de o parte, să le spună despre semnul venirii lui. Cine era biserica? Cine erau ucenicii lui? Erau aceia pe care Domnul Hristos va fonda biserica. Dacă le-a spus lor detalii pe care națiunea lui Israel nu le-a auzit și nu le-a știut, le-a spus lor pentru că știa că ei vor fi cei care vor fonda biserica. Și pe ei va fi fondată biserica. Ce zice Biblie? Zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor. Deci când Domnul Hristos vorbește în roadelor lui Israel în general, una, și când vorbește ucenicilor în particular, vorbește biserici în devenire, lucrul ăsta e foarte clar în Scriptură. Pentru că n-avem de ce să spună pentru toată națiunea lui Israel că el, Fiul lui Dumnezeu, știa că națiunea aceasta nu-l va primi în întregime, în totalitate, ci un mic număr, o mică rămășiță. Spune în Evanghelia după Luca, de exemplu, la capitolul 19, dacă nu greșesc, când s-a apropiat de cetatea Ierusalimului și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. De ce a plâns? Pentru că nu au cunoscut vremea când a fost cercetată. Și spune el, și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și îi spune Domnul Hristos ce va veni pe cetatea Ierusalimului. De el le-a spus ucenicilor deoparte. Le-a spus numai lor într-un mod particular. Pentru că națiunea lui Israel nu l-au primit. Și el știa că ei nu l-au primit. Știa de la bun început. Zice apostolul, au venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar celor care l-au primit, puțin la număr, la ăștia le deslușește taine și le spune, uite cum va fi venirea mea. Va fi vizibilă. Va fi pe nori. Ioan, care făcea parte dintre apostoli, în cartea Apocalipsei, același cuvânt în capitolul 1, spune, iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile Pământului se vor boci din pricina lui. Și mai sunt și alte versete în Biblie pe care frații nu le predică. Citam eu într-o seară aici din Matei 25, când va veni Fiul Omului în slava sa, nu în secret, spune Biblia, cu toți sfinții îngeri. Cu toți sfinții îngeri va ședea pe scaunul de Domnie al slavii sale și toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Sau putem să mai vedem un verset în, tot în Matei. Să vedem dacă îl găsim repede. Într-o cazul mai avem și pilda neghinei, un cuvânt de învățătură al Domnului Iisus Hristos, foarte concludent, în care nu numai că le spune o pildă, o și traduce.
Și în pildă aceasta pe care o traduce, el spune câteva lucruri foarte importante. În primul rând, spune el, Domnul Hristos, secerișul este sfârșitul viacului. Viacul acesta rău în care noi trăim, din care Domnul Iisus Hristos a venit să ne smulgă. Așa spune în Galateni, în capitolul 1. El a venit să ne smulgă din acest viac rău. Ce înseamnă acest viac care are un sfârșit? Înseamnă perioada de timp care a început odată cu căderea omului în păcat și va lua sfârșit în ziua când va veni Domnul Hristos pe norii cerului. Și va pune capăt acestui viac rău. Și el spune în pilda neghinei, secerișul e sfârșitul viacului. Și traduce ce înseamnă secerișul acesta. El spune, deci cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul viacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și îi vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce se vârșesc fără legea. Unii predică, nu că Domnul Hristos vine și răpește biserica la cer. Eu cred că biserica îl va întâmpina pe Domnul în Văzduh, cum am citit. Dar apoi cu Domnul Hristos se vor întoarce pe pământ. Chiar în textul acesta care s-a citit, vă citesc un verset de deasupra lui, foarte concludent și foarte interesant. De exemplu, în capitolul 4 din 1 Tesaloniceni, versetul 13, spune așa, nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit cu El. Unde îi va aduce înapoi? Unde îi va aduce înapoi? Aici pe pământ, în primul rând, pentru că va întâlnea împărăția lui de 1000 de ani aici pe pământ și sunt versete în Biblie. Nu o să le pot căuta pe toate, că nu am foarte mult timp la îndemână. Dar vă citesc un verset foarte concludent cum va fi venirea Domnului Iisus Hristos. Este scris aceasta în 2 Tesaloniceni. Biserica din Tesalonic trecea prin probleme, trecea prin necazuri, trecea prin persecuții, trecea prin stări de chin. Aveau probleme. Și Apostolul Pavel descrie o epistolă. Și nu vreau să mă refer la capitolul 2, unde este discutată ziua Domnului, strângerea noastră la oaltă cu Domnul, cuvinte pe care biserica de aici le știe. În capitolul 1 este ceva foarte concludent, ceva care așa de bine se potrivește cu pilda neghinei, dar despre care nu vorbește nimeni. Spune el aici, citesc mai sus câteva versete să înțelegem, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi, toți față de ceilalți, se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta, spune versetul 5, este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Și Apostolul Pavel, în mai multe epistole, spune că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Noi am fost chemați la necazuri pe pământul acesta. Adică ca să ajungi acolo, drumul lui, o cale bătută și lină. Trecem prin necazuri. Și spune Pavel mai departe. Pentru că ei treceau prin necazuri. Erau oameni care îi persecutau, care îi chinuiau. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea o dignă. Atât vouă care sunteți întristați, zice Pavel, cât și nouă. O întrebare firească îi pentru mine. Doamne, când ne dai o dignă? Sunt unii care predică când vine Anticristul, când vine fiara, când vine cazurile mari. Biserica nu e aici, biserica e în cer. Dar dacă e în cer, cum de are o dignă? Că Pavel zice, ca să vă dea o dignă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă, dar când? Și răspunsul e aici în Scriptură. La descoperirea Domnului Iisus din cer,
cu îngerii puterii lui într-o flacără de foc, ca ce să facă? Ca să pedepsească. Ce a zis în pilda neghinei? Strângeți întâi neghina. Aici spune foarte clar, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în Sfinții Săi și privit cu uimire. Cine va privi cu uimire Sfinții Domnului în ziua aceea, când vor fi proslăviți Sfinții în ziua aceea? Cine îi va privi cu uimire? În toți cei ce vor fi crezut. Pământul acesta va fi un spectacol grandios pe care Dumnezeu îl va face pentru toată lumea. Și pentru că atunci, în mintea multora, va reveni cuvintele Scripturii și va zice, dacă pe ăștia îi primește așa, pe noi o să ne condamne. Atunci vor fugi la munți. Atunci vor fugi la crăpăturile pământului. Atunci vor încerca să strânge la morții din morminte. Ieșiți să intrăm noi, covenit Fiului Dumnezeu. Și cine poate sta în picioare în ziua Lui? Sunt unii oameni care așa de ușor vorbesc despre ziua Domnului. Este un cuvânt în cartea prorocului Amos. Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Că ziua Domnului va fi întuneric, nu lumină. Ziua Domnului va fi o zi a trâmbiței, o zi a negurei, spune prorocul Sefania. Ziua Domnului va fi ziua când va veni Domnul. Și în ziua aceea Domnul va face două lucruri distincte. Cum zice în Matei 25, le va zice la unii, veniți binecuvântații Tatălui și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, că de-aia a murit Domnul Hristos pe cruce și a răscumpărat cu sângele Lui oameni ca să facă din ei preoți și o împărăție pentru Dumnezeu. Amin? Amin. Și același Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, va zice la alții, împăratul va zice la alții, mergeți de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care de fapt a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Dar pentru că n-ați crezut în mine, n-ați acceptat Evanghelia mea, Evanghelia păcii, Evanghelia arului, sunteți blestemați și mergeți de la mine. Cuvântul acesta este un cuvânt foarte clar. Nu vreau să o lungesc foarte mult și să vorbesc foarte mult, că știu că biserica aceasta are această învățătură. Numai că vreau totuși să vă atrag atenția asupra unui lucru. Există persoane care ascultă pe internet predici și sunt înclinați să creadă varianta că e comodă, că biserica nu va trece prin ecat, îi răpite înainte de arătarea anticristului, a semnului fiarei. Și în ce constă primejdia? În cartea Apocalipsei, despre cei care se închină fiare și icoane ei și primesc semnul ei pe frunte și pe mână, este un cuvânt așa de greu. Vreau să vi-l citesc. Cuvântul acesta este un cuvânt, nu l-am mai găsit niciunde în Biblie. Începând cu versetul 9 din capitolul 14, apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiare și icoane ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în parul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului și fumul chinului lor se suie în sus, în vecii vecilor, și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă ce se închină fiarei și icoane ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea și credința sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Unii zic, nu-i biserica, bă, biserica mireasa e răbită. Dar cum că credința lui Iisus numai biserica o primește? Și dacă ăștia nu-s mireasă, atunci ei, prin ce merite ajung în cer? Și care-i primești de aia grozavă să crezi că biserica e răpită înainte? De a veni semnul ăsta fiare. Primești de aia să accepti ușor orice îți propune o putere mondială la un moment dat? Bazat fiind pe teoria că tu atunci când vine semnul, tu nu mai ești aici. Că tu ești răpit în cer. Și tu n-ai nicio problemă cu ce
cu ce o să vină pe pământ cu semnul ăsta că și atunci o să-ți propună ceva. Și mai sunt alții care mai predică, în cel mai rău caz, o să ajung la dezintegrare, la anulare completă. Că noi nu credem în terorism cosmic. Auzi, noi nu credem într-un terorism scos. Dumnezeu nu-i terorist. Să chinuiască la nesfârșit niște ființe. Biblia spune la modul cel mai clar că nu vor avea o tignă nici ziua, nici noaptea. Cei ce se închină fiară și icoane ei și vor fi chinuiți cât? În vecii vecilor. Preiubiții mei, frați, trăim zilele de pe urmă. Îmi doresc foarte mult ca Biserica Domnului de aici să creadă Cuvântul lui Dumnezeu. Ziua Domnului nu va veni, strângerea noastră la oaltă cu Domnul și ziua Domnului nu va veni înainte ca să se arate, de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de Dumnezeu, Anticrist. Și când va veni El, Biserica va fi aici. Și noi nu vom cădea sub pedeapsa lui Dumnezeu sau sub mânia lui Dumnezeu, dar vom trece prin mânia neamurilor. Domnul să ne ajute, să ne ajute Domnul, să fim vegheatori și să nu ne lăsăm înșelați. Amin. Dar nu plec. Vă spun și o poezie. Sper să nu se supere față pe mine, nici fratele Panaică, că le citești dumnealui. Eu le recit din memorie, dar vârstă la 60 și ceva de ani, nu știu dacă chiar știu multe poezii, dar dacă cumva ceva uit, dați-mi voie să mai mi-arunc o privire spre... Dintre câte aflu scrise, nu m-au pus așa numire, ca și acel cuvânt, Iisuse, cum va fi a ta venire. Și ca mine, în multe vremuri, dornice acestei teme, câți în 20 de veacuri adorau această vreme. Și din cronici de-ar fi scoase toate clipele mirării, n-au fost clipe curioase ca în momentul revederii. Toate clipele din cronici, cu minuni și avertizmente, scriitorii cei mai dornici n-au înscris așa momente. Toate fac apel la minte și se fac a fi avize și sunt foarte interesante că-s cu noi și noi surprize. Timpul astăzi să-l măsoare, nu s-a născut încă geniu, a zis poate mai mare ca un veac sau un mileniu. Dintre zeci de generații, dintre câte fost au scurse, n-au pus omul meditații cum e lumea astăzi pusă. Numai opere, numai scene, personaje de tot felul se perindă pe sub gene, fără să știe omul țelul. Toate-s legi, toate sunt semne, toate-s taine din Scriptură. Cine te-a crezut, o Doamne, că le vom vedea natură? Cine a crezut că-s păstrate ca să ne arate clipa revenirii tale? Dar cu toate aceste grații și favoruri ce-ni date, vezi acestei generații un răspuns pasiv la toate. Erai fi pus întrebarea când vorbeai de pe colină, de-a ta venire, când credința cea mai mare, firma oare în omenire, ți-ar fi răspuns nu o lume, ci chiar mii de abia în cale, când vor fi văzute în lume semnele venirii tale, când de diavol în natură și sub odre vor fi puse tot ce stă scris în Scriptură și ce tu ne spui, Iisuse. El ar fi pus întrebarea, acesta era răspunsul. Dar n-a făcut încercarea că ne cunoștea răspunsul. Ei pe noi ne credeau genii, stâlpi mai tari ca în temelie. Mai ales că prin vedenii vedeau ploaia cea târzie. Nu știu, n-au luat-o în glumă când le-a pus o întrebare. Când veni voi iar în lume, voi găsi credință oare? Ei pe treapta cea mai înaltă se așteptau că să ajungem. Cum puteau ei crede asta? Că într-un har bogat ne stingem. Într-o era așa bogată cu semnale de trezire. Era binecuvântată pentru timpul de răpire. Era harului cum scrie. Era marilor excepții. Era plui cea târzie. Era liberei concepții. Pe noi ne purtau prorocii. Văzătorii, prorocii, vremuri pline de îndurare pentru noi au păstrat norii. Cum să aibă așa concepții ucenicii să-și asume că într-o eră cu excepții va scădea credința în lume?
Și cu cât vă dea vor semne cei din pragul de răpire, ei în loc ca să se îndemne, vor cădea în ațipire. Ei credeau că văzând ceasul, gonind către miezul nopții, auzind mirelui glasul, se vor deștepta înțelepții, fără să știe că azi somnul de lățarea rugăciunii nici n-a scris despre el Domnul și i-a cuvântat pe unii. Dacă a spus de o ațipire, pilda cu 10 fecioare, astăzi lucrul nu ne miră. Unii dorm în adunare și nu scripe și nu-s ceasuri de când dorm și nu le pasă. Pot să audă mii de glasuri, dorm ca viermi de mălasă. Nu se uită pe sub ploape că din scandele de goale. Dorm de ani de zile aproape și nu încearcă să se scoale. Nici semnale, nici strigare și nici dorul de uleiuri. Pentru ei e vorbă goală, toate-s astăzi obiceiuri. Și în somnul lor păcatul îi bate cu așa vise, că ar fi creșiți în totul, iar mai crede cum sunt scrise. Căci cuvântul, adevărul, nu-l slogă se înțelege. Pentru ei astăzi e harul, nu suntem sub vechea lege. Sub pretextul înțelepciunii schimbă a credinței norme și ai ajuns să-i vezi pe unii traducând credința în forme. Și așa, creștinătatea zi de zi taie din cruce, reducând din greutate mai ușor să o poată duce. Astăzi nu-i mai obiceiul să alerg la străluință. Noi primit am și uleiul când primit am și credință. Și acel ce an la rândul stăruia în prânz și în posturi a ajuns să-l poarte gândul că sunt toate fără rosturi. El era ca o antenă, stâlp de înaltă tensiune. Astăzi, fără nicio jenă, neacă orice minune. El zbura săltat de harul dintr-o stăruință vie. Astăzi neacă până și carul care-a înălțat pe Ilie. El prin el dezlega Domnul tainele din adâncime. Astăzi neagă până și semnul ce-a primit la cinzecime. El un purtător de arme, el cu darul înțelepciunii. Astăzi gata să sfărâme chiar și altarul rugăciunii. El ceasuri din plină noapte l-auzeai stricând la Domnul. Astăzi trei cuvinte în șoaptă și în genunchi îl prinde somnul. El în casa lui străinul găsea pat și găsea masă. Astăzi oaspeții străini creștinul în pragul a templei lasă. Ah, acesta-i creștinul. Ca Israel, de exemplu, azi vițelui formalismul care-i introdus în templu. Lângă el, pentru el și-au dat talanții și aurul cinzecimii și-au turnat la zei a sfinții, tot la fel ca fiii lumii. Lângă ei joacă și cântă până când îi prinde somnul. Habar n-au că sus pe munte cei smeriți ajung la Domnul. Nu-i poți despărți de dragul zeilor ce li se închină. Habar n-au că arde rugul și că Domnul stă să vină. Iertați-mă. Ah, creștine, ah, creștine, tu chemați la mântuire. Am nu ți-e milă de tine că îți pierzi dreptul la răpire? Aici vrei să cauți cu viața și slava viitoare? Merită să dai tu cerul pentru slava lumii oare? Tu, cu mântuirea în mână, nu vezi că te joci cu focul? Au fost mulți ce-au vrut să vină să-ți ocupe, frate, locul. Au fost mulți în largul firii și în decursul multor ere, dar favorul mântuirii pe tine te avea în vedere. Știi tu ce înseamnă dreptul care ți-e trecut în ceruri? Au fost mulți ce și-au spart pieptul să primească așa favoruri. Iar acei ce în cartea vieții au fost scriși ca să-l primească, n-a putut nici chiar a morții înapoi să-l înrădească. Au lăsat să-i tai în două, au dat trupul din iubire, dar cu mâinile amândouă au ținut de mântuire. Au lăsat copii din brațe, au lăsat totul din lume, n-au mai vrut să știe în viață numai de-a lui Iisus nume. Chipul lui îi cuceriră,
Fermecați de-a lui iubire, bucuroși li se jertfiră mult doritului lor mire. S-a ales din ei cenușe, înroșit au cu ei ape, dar au stat în prag la ușe, când pe liva să nu-l scape. Au vegheat ținând candela tot aprinsă cât trăiră, că știau cine e acela pentru care se jertfiră, că știau că el când vine răsplătire va iubirea și răsplata lui de mâine nu poate pricepe firea. Ah, de-ar fi ei azi în viață să privească a noastră stare și să ne privească în față cum stăm noi în așteptare. Noi cu mântuirea în mână. Noi care auzim și glasul, noi care vedem pe care vine de semne la tot pasul, noi în pragul de răpire, noi în loc să întindem pașii, să ne vadă la țipire martirii și înaintașii, să ne vadă cât mizerul pentru acesta trup din fire, pentru noi, ce în două zile îl arunci în cimitire, pentru un an sau pentru 10. Fii 100, fii 1000, să dai cerul, să dai raiul, să dai frate o veșnicie, să dai tot că-ți place somnul, să-ți lași ochii să-ți ațipe, să nu-l întâlnești pe Domnul când mai sunt câteva clipe. Să stai cu mâinile în șolturi sau să mai închizi vreo pleoapă, când e cazul să dai voltul chiar și morților din groapă. Poți să stai în ațipire, în nepăsare, văzând harul că se curmă. Deșteptare, deșteptare, generație din urmă. Scoală-te vina morțeală, schimbă-ți astăzi obiceiul și în cea mai mare iuțeală ia-ți candela și uleiul. Ia cu tine în prag pe mama, ia-ți copiii, ia-l pe tata, ia-l și bagă vine seama că e timpul să fii gata. Toate hainele străine, toate chipurile lumii, să nu se bagă pe tine numai haina cinecimii, numai candela aprinsă, numai sculele de nuntă, numai haina de mireasă pentru o sărbătoare sfântă. Cheamă-ți frații, cheamă-ți rude, cheamă-ți prietenii, dușmanii, cheamă-i și pe cei ce vor plânge, că-și vor râde. Că-și vor plânge ei sărmanii, spune-le de mântuire, că vai mâine ce-i va doare, dimineață de răpire. De ce nu ne vorbești, oare? De ce nu ne arăți din scene cum unor tăiavă-ți Duhul, iar alții, în suspine, vor fi gata să-și dea Duhul, împlinindu-se aceea ce a spus Domnul prin Scriptură, s-o vezi pe la Odiseea, cum o va vărsa din gură. Să vezi partea fericită, care n-a trântit-o somnul, Filadelfia iubită, cum intră în țoar la Domnul. O, Părinte, Tu inspiră azi pe toți ascultătorii, ca în momentul arătării să-i vedem spre delinturi și să ne întâlnim acasă. Și să fim cu toți la nuntă, unde ai spus că dai o masă pentru nația cea sfântă. O, Iisuse, iată dorul care nu-l mai putem stinge. Adu ceasul, adu norul când din lume ne vei strânge. Adu-l și ne du acasă, că ne dor de tine tare și de mult de când, Iisuse, priveghem în așteptare. Adu-l, fă-ne bucuria, du-ne în patria iubită, unde avem cetățenia, unde-i nunta pregătită. O, Iisuse, fă ca în clipa și în momentul arătării, fă-ne să-ți auzim ceasul, toți, în ziua revederii. Amin.